Domnule doctor, bine v-am găsit. Spuneți-ne ce fel de echipament aveți lângă dumneavoastră. Este un sistem dedicat endoscopiei digestive superioare și inferioară, care va deservi pacientul pediatric atașat la echipamentul pe care îl vedeți. Vin două endoscoape de dimensiuni reduse, în așa fel încât în viitor vom fi capabili să facem explorarea tubului digestiv și la copii foarte mici, mă refer la sugari, mă refer la copilul mic, pentru că pentru copiii mari care se apropie ca și constituție de adult, există un serviciu de gastroenterologie de adulți care acoperă foarte bine patologia. Faceți parte dintre medicii care v-ați dorit foarte mult să aveți un laparoscop în această secție, ați reușit. Și în același timp v-ați dorit și acest echipament și ați reușit. Cum ați reușit să achiziționați un astfel de echipament performant și, bineînțeles, să veniți în sprijinul părinților, în primul rând, pentru că înțeleg că atunci când micuții aveau o astfel de afecțiune, îi trimiteați în alt oraș. Endoscopia digestivă la copil este deficitară. În Oltenia nu exista niciun centru care să facă astfel de explorări, motiv pentru care toți pacienții care aveau nevoie de așa ceva, repet încă o dată, e vorba de copii mici, trebuia să se ducă în alte centre și aveam noi o problemă în activitatea noastră legată de lipsa acestei metode de diagnostic și de tratament. Din fericire, prin bunăvoința companiei Cerealcom și în speță a domnului Mihai Angel, echipamentul a fost achiziționat și de câteva zile este instalat în bloc operator al clinicii de chirurgie și ortopedie pediatrică a Spitalului Județean și cât de curând o să înceapă să funcționeze, motiv pentru care ceea ce vorbeam, ceea ce discutam în urmă cu ceva timp, iată s-a și materializat. Ne bucurăm foarte tare că există astfel de oameni care își doresc foarte mult să investească în sănătate și această companie și familia Angel a demonstrat de-a lungul anilor susținut că face asta și ne dorim la cât mai multe astfel de echipamente achiziționate la dumneavoastră în secție și vă dorim succes și vă felicităm pentru ceea ce faceți. În afară de echipamentul pe care îl vedem acum, suportul material acordat spitalului este mult mai mare. Este mult mai mare. Practic, anul trecut, pe vremea asta, când a început pandemia, domnul Angel a contribuit, a susținut foarte mult terapia intensivă, pentru că a fost și este un punct nevralgic foarte important în pandemie. Și nu numai terapie intensivă, dar și laboratorul de genetică. A fost achiziționat anul trecut un echipament pentru îmbunătățirea diagnosticului testării PCR pentru COVID-19. Din câte știu, există un suport mare acordat și Spitalului de Boli Infecțioase, da, terapii intensive de acolo și nu numai. Motiv pentru care e un exemplu rar, e o situație care e fără precedent, pentru că s-au cumpărat echipamente de foarte de mii de euro. Foarte scumpe. Da, da, sunt convinsă și ne bucurăm foarte tare că am contribuit și noi, ca și oameni de presă, la echipamentele achiziționate de către dumneavoastră, pentru că i-am deschis ușa de multe ori acestui om și niciodată nu ne-a refuzat. Categoric. Și cred că deja ne cunoaștem de 9-10 ani de zile, da, și sper să rămânem în aceeași relație pe care o avem de 10 ani de zile și ceea ce a făcut de și acest echipament și ceea ce se întâmplă de anul trecut încoace este un suport foarte mare pentru spital, pentru că vremurile astea sunt destul de dificile, resursele financiare sunt destul de greu de găsit, este un exemplu, contribuția, repet, este substanțială. Încă o dată vă dorim multă sănătate dumneavoastră, echipei pe care o coordonați și micuților pacienți care ajung la dumneavoastră pe secție.
Probabil că o să ne vedem în momentul în care o să începem să lucrăm efectiv cu echipamentul. Probabil că o să ne vedem, pentru că e un echipament care va intra în producție și exact ce s-a întâmplat cu laparoscopia acum 10 ani. Deja de atunci până acum nici nu am mai făcut o statistică în ultimii ani, dar probabil numărul de intervenții chirurgicale laparoscopice se apropie undeva între 1500 și 2000 de pacienți de atunci până acum.